dragi prieteni, vă salut de aici din studioul Credo TV de la Cluj-Napoca și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile. Așa cum îmi place să repet, Credo TV este o ambasadă a Împărăției lui Dumnezeu și o ambasadă a românilor de pretutindeni. Aici se întâlnesc români din diaspora, aici sunt văzuți românii din țară și ne putem transmite mesaje și încurajări. Iată că și de această dată acest obiectiv al nostru, care ne place așa de mult, poate fi continuat. Și am astăzi alături de mine în studio o doamnă venită de la München, din Germania. Este vorba despre Mary Bernd, o mamă și soție preocupată de lucrarea cu femeile și pentru clujeni, care o știu mai bine, este realizatoarea unui talk show la Vocea Evangheliei, Tânăr pur și simplu. Asta doar pentru cei care sunteți din Cluj și vă veți aminti pe Mary în următoarele minute. Bine ai venit, Mary! Bine te-am găsit, Rodica! Mă bucur să fiu la tine în emisiune și mă bucur să împărtășim diferite povești frumoase de la noi din Germania, de aici din România și să ne încurajăm unii cu alții. Mă bucur mult de ceea ce faci tu acolo în Germania și când v-am vizitat, am văzut cât de multă pasiune și plecând din țară, lăsându-ți grupele de femei cu care ai lucrat și lucrările pe care le-ai făcut, nu ți-ai luat o vacanță și am văzut acolo cum te îngrijești de surorile românce ca să continue cu studiu și cu întâlnirile și te-am apreciat foarte mult. Ne pare rău că nu mai ești în Cluj, să putem colabora mai intens, dar Domnul știe toate lucrurile. Totuși aș vrea să te întreb, acum după câțiva ani de stat în Germania, unde este acasă pentru tine și pentru familia ta? O bună întrebare, Rodica, o întrebare grea, cred că pertinentă, dar... Mă gândesc unde este acasă pentru mine. Dar acasă pentru mine, să știi, este acolo unde este familia mea. Mi-am dat seama mutându-mă dintr-o parte în alta. Am locuit cu mulți ani în urmă din nou, iarăși în Germania. Am venit în România, ne-am mutat din nou în Germania și am fost așa oarecum într-o continuă mișcare. Și pentru mine acasă nu a fost neapărat un loc stabil. Deși, sigur, au fost momente când a fost și acel loc stabil, dar pentru mine acasă e unde e familia mea. Și îmi place să spun aceasta pentru că mi-am dat seama cât de călători suntem și nu este atât de important unde locuiești, cât cu cine locuiești și care este pasiunea pentru care locuiești în acel loc sau ce faci în acel loc în care locuiești sau ce simți că este acasă acolo unde locuiești. Și pentru mine, cum spuneam, acasă este familia mea. Mă simt bine aici în România, ori de câte ori vin, spun că vin acasă, iar când mă întorc în Germania, da, spun, mă întorc acasă. Cum spuneam, cred că secretul acesta cu acasă și acasă este legat de faptul, din ce am observat eu, că voi întotdeauna veniți împreună, plecați împreună, împreună cu copiii și aș vrea să ne povestești un pic despre familia ta. Da, sunt, așa cum îmi place să spun, soție și mamă, mama a 4 copii. Avem 2 copii mari, nouă ne place să spunem că avem 2 generații de copii. Cei mari sunt mari, trecuți de 20 de ani, iar cei mici sunt mici, sub 10 ani. Două fete și 2 băieți. Două fete și 2 băieți, așa este. Frumos. Cei mari băiat și fată, cei mici fetiță și băiețel. Da, suntem acasă, acolo unde suntem cu toții încă și am conștientizat foarte mult în ultimul timp ce mult contează familia, ce mult contează
să fim împreună. Și mai mult decât familia aceasta pământească, și familia acea spirituală. De aceea spun că mă simt acasă și acolo, mă simt acasă și aici, pentru că familia noastră e pretutindeni acolo unde sunt copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să spun că acolo unde Dumnezeu ne-a dus, am întâlnit o familie deosebită, o familie frumoasă în care pot să spun că mă simt realmente acasă și nu atât de mult pământește sau a lucrurilor materiale, cât a lucrurilor spirituale și a ceea ce am întâlnit acolo. Știi, Rodica, în diaspora un pic cu oamenii, cel puțin creștinii, percepția mea a fost, sunt un pic mai uniți și parcă familia o simți un pic cu un alt iz, o simți mai, parcă un pic mai legată, parcă un pic mai aproape unii de alții, parcă ne simțim un pic mai aproape bătăile inimii unii altora. Și senzația de acasă, de aceea cred că o percep și eu mai mult așa, e acolo unde e familia, pentru că simți cei care au același gând, care au același dor, care au aceleași dorințe, care te înțeleg. Și trebuie să spun că acolo la noi în Germania, unde locuim, acum am întâlnit o familie deosebită. Acum o poți familie să spui, frumoasă. Fără să te considerăm că faci reclamă unei biserici sau alteia, ai putea să ne spui un pic că probabil sunt creștini care sunt în căutarea unei biserici, tot din zona voastră bavareză și cu drag vă vor vizita dacă vor afla. Sigur că da. Sunt și acolo, ca peste tot, biserici de români. Noi românii suntem oameni plimbăreți, dacă pot să spun așa. Ne place să ne plimbăm, ne place să cunoaștem locuri noi, poate problemele vieții ne împing într-o parte și în alta și noi românii suntem cam peste tot. Și da, ca și în alte locuri. O populație de origine română trăiește în diaspora, deci cam tot așa vreo 20 de milioane, așa că suntem jumătate acasă și jumătate în călătorie în diaspora. Așa este, da, fără să fac o reclamă, așa cum spuneai tu, Rodica, pentru că trupul lui Dumnezeu e acolo unde sunt copiii lui Dumnezeu. Ne facem reclamă trupului Domnului Iisus Hristos. Acolo unde întâlnești oameni cu aceeași pasiune și cu aceeași dorință pentru Dumnezeu, ei te leagă, ei te atrag înspre ei, ei îți împărtășesc durerile, bucuriile, pentru că sunt călăuziți de același Duh. Și trebuie să spun că, da, am întâlnit o familie deosebită în Germania, familia Domnului Iisus Hristos, de care ne-am legat mult și acesta este un punct puternic care pot să spun că e familia mea și acolo, tocmai acest amănunt. Dar, sigur, familia pământească împreună cu familia spirituală. Și, sigur, când venim aici în România, Rodica, la fel, întâlnim aceeași familie pasională a lui Iisus Hristos. Cei care îl iubesc pe Iisus Hristos îi simți aproape și pentru noi, pentru mine cel puțin, acest lucru primează și contează foarte mult. Așa că dacă cineva vrea să vă găsească acasă în Germania, vă va găsi la Biserica, Elim din München. Exact. O biserică foarte dinamică și noi am fost acolo și se simt bine și cei în vârstă și cei tineri și e o atmosferă deosebită. Așa de închinare. Este. Am apreciat și chiar consider aceste biserici sănătoase și puternice din diaspora o necesitate și o mare binecuvântare pentru cei plecați. Cred că și în biserica voastră sunt probabil bărbați sau femei care au plecat singuri, fără să aibă așa cu ei este familia și este foarte greu, dar având o biserică, ai totuși ceva. Așa este. Așa este. Poți să-ți confirm ceea ce spui tu? Am cunoscut atâția, cum spuneai tu, tineri, am cunoscut oameni mai în vârstă care
au căutat în primul și în primul rând o biserică, poate înaintea unei locuințe sau unui loc de muncă, pentru că au știut că acolo, din acel punct, vor putea rezolva celelalte puncte. Și așa cum noi la rândul nostru am întâlnit oameni dedicați, oameni care ne-au primit cu inima deschisă, care ne-au ajutat la acte și știi tu cum este când, da, când te dezrădăcinești dintr-un loc și te înrădăcinezi sau vrei să te integrezi în alt loc. Uneori ai nevoie de sprijin sau cade așa de bine să ai un om lângă tine care să te îndrume, care să-ți spună anumite lucruri și nu mai trebuie tu să le cauți. E așa un ajutor și mulțumim lui Dumnezeu că acolo am găsit oameni de genul acesta. Înțeleg că pentru voi și pentru copii și pentru tine și soțul tău a contat foarte mult să vă stabiliți noua reședință undeva unde sunt frați și surori, unde este biserică. Da, și vreau să întreb și cum ați ales voi să mergeți împreună. Vezi că sunt foarte mulți care sacrifică aspectul acesta, pleacă soțul sau soția și apoi și restul membrilor din familie. Vreau să subliniez de ce a fost important pentru voi să procedați așa cum ați procedat. Pentru noi familia primează aici pe pământ și am avut noi de la început, eu și cu soțul meu, așa câteva lucruri care ne-am luptat să le ținem. Și unul dintre lucruri sau unul dintre aspectele familiei noastre a fost acela să evităm la maxim orice despărțire. Să mergem împreună chiar dacă va trebui să ne sacrificăm unul sau altul, să mergem împreună și am știut întotdeauna că împreună vom fi mai puternici, vom putea să răzbim peste problemele vieții care vin și nu ne ocolesc pe niciunul dintre noi. Și unul dintre lucrurile acestea a fost unde vom pleca, unde Dumnezeu ne va îndrepta pașii să fim împreună. Da, cum spuneam la început, noi am locuit în Germania mulți ani în urmă, ne-am căsătorit acolo, am locuit acolo, copiii cei mari au fost născuți acolo și pe urmă Dumnezeu ne-a dus în România. Am locuit o perioadă din nou în România. Copiii cei mari au studiat în limba germană la Cluj, au făcut școala germană și ei spuneau de când erau mici: mama, locul nostru este în Germania. Noi simțim că rădăcinile noastre sunt de acolo și noi ne vom întoarce acolo. Și au crescut, anii au trecut, cum spuneam, eu au studiat în limba germană și când au început facultățile și-au dorit foarte mult să studieze în Germania cei doi, copiii cei doi mari. Concomitent, sigur Dumnezeu așa lucrează, concomitent Dumnezeu ne vorbea la distanțe mici de timp că locul nostru nu este aici, ci locul nostru va fi în altă parte, va fi din nou în Germania. Și Dumnezeu ne vorbea asta constant, la timpuri diferite, dar ne reamintea din nou și din nou. Și când au venit ceilalți doi copilași mici, ne-am decis ca să ne mutăm cu toții din nou în Germania și cei mari vor putea studia acolo unde și-au dorit. Și mai ales că aveam deja și acceptul din partea Domnului, dacă pot să spun așa, aveam acea pace, liniște înăuntrul nostru, am decis să ne mutăm dincolo. Și tocmai pentru că ne-am dorit să fim tot timpul împreună, am considerat că copiii cei mari au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie spiritual în primul și în primul rând. Știm cum sunt tinerii și mai ales în perioada aceasta de la 16, 17, 18 ani se dau în ei atâtea bătălii, atâtea lupte și, cum spuneam, pentru noi familia primează și am considerat că nu e niciun sacrificiu prea mare să mergem să fim alături de ei și să fim toți o familie. Așa am ajuns să
dincolo. Sigur, povestea este mai lungă, este, am spus așa, un fir roșu. Aveam toate confirmările din partea lui Dumnezeu să mergem acolo și știam că Dumnezeu ne va folosi așa cum va vrea El acolo și ne bucurăm astăzi. Cei mari, băiatul cel mare deja a terminat facultatea, acum studiază masterul, fetița e semestrul 3 la arhitectură în München, încet, încet va termina și ea și ne bucurăm că suntem împreună. Rodica, e o mare bucurie pentru noi că am fost alături de cei mari, noi ca și soț și soție am fost împreună și e frumos că Dumnezeu a pregătit multe lucruri în care să umblăm mai dinainte în ele și acolo și ne bucurăm că El ne folosește acolo, aici, unde suntem. Știi, bănuiesc de ce te-am întrebat, pentru că România e văzută ca o țară în care se sacrifică puțin relația soț-soție sau părinți-copii datorită neajunsurilor materiale sau datorită unor obiective văzute poate pe termen scurt care ajung să se prelungească. Eu nu vreau să critic acum și eu sunt o familistă convinsă și soțul meu e mai convins decât mine. Noi lucrăm aproape tot timpul împreună sau suntem aproape tot timpul împreună, dar pentru că este valul acesta și deja psihologi și cadre didactice chiar care nu vin din mediul evanghelic atrag atenția asupra acestui fenomen văzând anumite rezultate din viața copiilor, adolescenți sau copii mai mici lăsați cu bunici sau lăsați pentru o perioadă când mama sau tata a plecat să facă bani de o casă, de o mașină sau alte lucruri. Aș vrea totuși să subliniem niște riscuri concrete care poate să îi pună puțin pe gânduri pe cei care sunt în situație sau se gândesc să facă un astfel de pas. Nu m-am gândit că te voi întreba lucrurile astea, dar eu cunosc povestea ta și așa de la distanță și știu cum Dumnezeu ți-a purtat de grijă ție personal, ducându-te acolo și chiar dacă nu ai un loc de muncă, nu-ți lipsesc anumite lucruri și ți-a dat și o continuitate în lucrarea care îți plăcea să o faci, lucrarea cu femeile. Și de asta aș vrea să exploatăm punctul acesta. Ce riscuri sunt atunci când facem un sacrificiu, un rabat de la a fi împreună? Da, așa este. Rodica, nu e ușoară trecerea asta dintr-o țară în alta. Ea aduce multe riscuri cu ea. Știi, nu toți oamenii, unii suntem înzestrați mai puternic în caracterul nostru, avem o tărie mai puternică, alții avem o părtășie cu Dumnezeu mai puternică, alții poate nu la un nivel ca și al nostru. Și ce am văzut eu, ce am constatat eu, sunt mulți oameni care se pierd după ce pleacă acolo. Riscurile sunt mari, da, sunt foarte mari și din ceea ce eu am experimentat și din ceea ce eu am trăit, nu aș indica nimănui să meargă acolo, mă refer în mod special la familii despărțiți. Așa că sunt perioade scurte, scurte de timp. Ce înseamnă perioadă scurtă? Acum, tu ai văzut multe familii care sunt plecate. Sincer, eu nu aș indica nimănui pe o perioadă mai mult de 3 luni să stea despărțiți. Tentațiile cu care Satana vine și te îmbie. Ofertează. Te ofertează. Sunt foarte puternice acolo. E o lume foarte prosperă, o bunăstare destul de mare. Ofertele lumii sunt așa de bine expuse, așa de bine ambalate. Și un om singur are mari riscuri să cadă. De ce spun asta? În primul și în primul rând mă refer la tineri. Am văzut tineri care au căzut așa de jos și mi-era așa de milă de ei. Nu știam cum să-i încurajez
chiar dacă au căzut, să se ridice. Noi suntem acolo. Dumnezeu e lângă ei ca să-i ridice. Sunt copii care au ajuns să se drogheze, să se prostitueze, să bea, cluburi, tot felul de oferte din acestea care satana le ambalează și le pune sub ochii lor așa de frumos. Am văzut soți care și-au înșelat soțiile. Am lucrat cu femei care au fost atât de dezamăgite de experiențele negative pe care le-au avut, crezând că o să fie mai bine acolo, în prosperitatea de acolo. De aceea, din ceea ce eu am trăit, din ceea ce eu am auzit, din oamenii cu care am avut contact, fie ei copii al lui Dumnezeu, fie ei oameni cu o credință ortodoxă sau catolică, am văzut că foarte puțini au rezistat să rămână integri fiind singuri. Sunt și cazuri fericite în care oameni care au mers singuri acolo s-au apropiat de Dumnezeu, cum poate nu ar fi făcut-o în România. Dar riscurile sunt mari, Odica. Trebuie să-ți spun, îmi place întotdeauna să spun experiențele frumoase, cu toate că sunt benefice și cele negative pentru a ajuta pe cei care ne ascultă sau care poate tatonează cu anumite idei vis-a-vis de a emigra sau de a merge singur sau... Sigur, fiecare se gândește cum să facă să fie mai bine pentru familie. Acum, riscuri și anumite neplăceri sunt și într-o parte și în alta. Părerea mea personală este că dacă cineva dintr-o familie vrea să emigreze, să facă tot posibilul să emigreze cu întreaga familie, dacă se poate, să se lupte pentru acest lucru, să nu fie despărțiți. Dacă sunt perioade scurte de timp, atunci nu ar fi așa o mare problemă, dar pe termen lung e foarte periculos și se expun acești oameni la mari riscuri. Acum trebuie să spun și lucruri pozitive. Am văzut oameni pe care Dumnezeu i-a găsit în tumultul Germaniei și li s-a descoperit într-un mod extraordinar. Avem în biserică perechi, avem tineri, avem oameni vârstnici care l-au găsit pe Dumnezeu acolo, tocmai într-un context necunoscut, într-un context de diaspora, și ne-am bucurat să-L vedem pe Dumnezeu cum lucrează. Dumnezeu lucrează peste tot și în orice context, dacă Îl căutăm. Și cred că de multe ori ne caută El pe noi. Așa este. Eu chiar am văzut câteva cazuri, deși am trăit cel mai mult în România, doar am călătorit. Am văzut oameni care au plecat acolo și, fiind singuri, lăsându-și prietenii, au ajuns în contact cu creștini români, cu evanghelici, care i-au invitat la biserică și aceștia, dacă ar fi fost în România, n-ar fi acceptat o invitație la o biserică de pocăiți. Dar în străinătate s-au dus și au ajuns unii chiar să se integreze în biserică, oameni la care nu m-aș fi gândit niciodată, doar așa pentru este. Că au schimbat mediul. Așa este. Acolo, știi... concepțiile din România le lași un pic deoparte, fiind într-un alt context și spui, oricum nu mă știe nimeni, oricum nu mă vede nimeni, ce are că mă duc odată, dacă tot insistă, știu eu cineva. Și de multe ori cei care au venit în biserică, spre surprinderea noastră și spre bucuria noastră, au rămas. Țin minte, acum 5 ani când ne-am dus, noi eram o mână de oameni în biserică. Și astăzi ne-am triplat, cred că. Și cei mai mulți care sunt astăzi în biserică sunt oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu acolo. Foarte mulți dintre ei. Sau care poate au tatonat cândva cu credința, cu o relație personală cu Dumnezeu și acolo au concretizat-o. Sau în contextul acela de acolo
au putut să-L accepte mai ușor pe Hristos în inima lor. Și pot să spun cu bucurie și îmi place să mă mândresc cu Domnul nostru care lucrează așa de frumos și care i-a găsit pe oamenii aceștia și suntem așa de îmbogățiți prin ei. Să vedem oameni care nu au avut de face cu Dumnezeu niciodată. Cum Dumnezeu lucrează prin ei și ce experiențe au cu Dumnezeu. Stăm de multe ori și realmente, cum spuneam, mă simt îmbogățită uitându-mă la ei și ce frumos Dumnezeu lucrează și cum îi folosește să aducă alții. Avem o soră, de exemplu, în biserică, care ea este stewardesă și ea s-a pocăit, s-a întors la Domnul, soțul ei încă nu, au doi copilași deosebiți. E româncă, da? E româncă. Și fiind stewardesă, are de-a face cu tot felul de oameni, nu doar români. Și e atât de bucuroasă când poate să le vorbească oamenilor de Domnul și mă sună câteodată și îmi spune: uite, Mary, ea știe numai spaniolă, dar eu să-i traduc în spaniolă. Pot să o aduc la grupul de femei, am vorbit de Domnul și are atâtea probleme și ar vrea să vină. Sau alte ori spune: uite, știe italiană, am voie să aduc, o să-i traduc eu. Sau, uite, e o nemțoaică care am dat de ea și am vorbit de Domnul, pot să o aduc la grup. Și mă bucur așa de mult entuziasmul ei și e așa o bucurie să văd cu Dumnezeu i-a găsit pe ei și ei la rândul lor aduc pe alții. Ai pomenit de musulmani. Părerile sunt împărțite că este un pericol pentru Germania, în mod special această invazie musulmană. Unii văd și că ar fi o oportunitate mare pentru evangelizare. Cum simțiți de acolo, din teren, că se petrec lucrurile? Sunt mai mari riscurile sau oportunitățile? E o poveste foarte mare pe care noi o trăim acum cu toții acolo și o simțim concret, palpabil. Oricum ați avut mulți musulmani la München și în zona bavareză. E o nouă situație cu care noi ne confruntăm acolo și trebuie să spun că o trăim din plin. Sigur, părerile sunt împărțite de la teamă, frică, de la oportunitate, așa cum spuneai tu. Și discutăm, ne întâlnim de multe ori și mai ales când auzim că iarăși a fost anihilată o bombă în München, de exemplu, în gară, sau auzim tot felul de știri, sigur că îți pui tot felul de întrebări. Când privești la Paris, la ultimele atentate, nu ții tot una. Așa te gândești la copiii tăi, te gândești la scumpa familia Domnului care e pe acolo și nu stai liniștit. Da. Pot să spun că eu trăiesc din plin această poveste și asta o spun prin prisma copiilor mei mari. Copiii noștri, cum fac naveta, dacă pot să spun așa, la München, au avut parte de tot felul de știri și au văzut cu ochii lor tot felul de situații în care trebuie să spun că i-a apucat frica. Jessica, de multe ori, fetița noastră, se îmbrăca cu o geacă mai largă, își punea o glugă pe cap și așa trecea prin gară unde era plin de emigranți. Ei, sărmanii de ei, erau obosiți, poate de luni de zile pe drum, cu copii, cu fețe posomorâte, cu fețe îngreunate de tragediile de unde vin. Erau așa de bulversați și era o stare de teamă care plana peste toți. Pentru nemți, pentru cei de acolo, a fost o situație și este o situație, o teamă planează în inima lor cum nu s-a mai întâmplat de multe ori. Vorbesc uneori cu vecinele mele sau cu oamenii cu care am contact de acolo și sunt foarte bulversați de această situație. Și noi, ca și creștini, ca și comunitate, am zis: Doamne, învață-ne cum să umblăm cu această situație, cum să apucăm această situație, cum să ne raportăm la ea. După voia Lui. După voia Lui Dumnezeu. Rodica, să știi că cei mai mulți au avut un sentiment de repulsie.
un sentiment de neacceptare. Noi, cel puțin ca familie și în mediul unde mediul intim, să spun așa, mai restrâns unde noi suntem, ne-am pus întrebări de tot felul. Doamne, dacă toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt după voia ta, care este binele din această situație, trebuie să spun, neconfortabilă? O situație de panică chiar, de frică. Și ne-am încurajat unii pe alții și am spus, Doamne, suntem în mâna Ta. Nu ni se poate întâmpla nimic. Și mai mult decât atât, luându-L pe Dumnezeu în situația aceasta, implicându-L în situația aceasta, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl slujesc pe Dumnezeu, am simțit oportunitatea de a călca pe pământul acesta german, printre oamenii aceștia, cu mai multă tărie și cu mai multă putere, știind că avem pe Iisus în noi. Cu autoritate spirituală. Cu autoritate spirituală. Și am spus, Doamne, dacă Tu ești cu noi în fiecare zi, ce ni se poate întâmpla? Am adus foarte multe argumente pro și contra între noi, ca să putem să gestionăm cât mai bine această situație. Și fiicei mele era frică la un moment dat. Și atunci am stat de vorbă în familie cu ea și am spus, uite, Jessica, tu crezi că Dumnezeu e cu tine în fiecare zi? Da, mama, cred, sigur. Tu te pui în fiecare zi în mâna Lui, așa este? Așa este. Ți se poate întâmpla ceva fără ca Dumnezeu să nu fie în control? Nu mi se poate întâmpla. Și am pus toate variantele. Dacă ar fi să fie o bombă și tu să fii acolo, pentru că nu știa, era la un moment dat așa o dezordine, era așa un tumult, era poliție peste poliție, și civili, și îmbrăcați. Și cred că mai ales după evenimente de la Paris, de la Köln, toată lumea prefera să nu mai iasă mâine pe stradă, să stea. Așa este. Poate și noi nici nu ne imaginăm. Noi ce e mai greu să știi. De asta spun că eu am trăit, aproape că am trăit pulsul acestor situații, mai ales prin intermediul copiilor noștri mari. Și așa de frumos Dumnezeu a învățat-o, cel puțin pe Jessica, să umble în credință cu Domnul de mână. Și nu numai atât. Și am zis, Jessica, uite, noi vrem să misionăm, vrem să-L arătăm pe Hristos. Noi ne rugăm cel puțin teoretic sau la nivel de conștiință. Doamne, vrem să arătăm că Tu existi. Acum avem această oportunitate. Nu trebuie să mergem în țările musulmane. Au venit ei la noi. Și avem oportunitatea să îl arătăm pe Hristos. Și le spuneam Jessica și lui Denis, băiatul nostru mare, aveți oportunitatea ca Hristos să se vadă în voi și oamenii să se întrebe ce au oamenii ăștia, parcă sunt altfel decât alții. Și ne-am rugat chiar așa. Și nu știu dacă pot să spun o experiență de-a copiilor noștri. Bineînțeles. Chiar cu o situație de genul acesta. Sigur, a mai durat o perioadă de teamă peste Jessica, dar încet, încet a experimentat să umbli cu Iisus de mână în mijlocul necunoscutului. Nu știa, se auzeau vești de toate felurile și chiar într-o zi îmi făceam și eu griji, i s-a descărcat telefonul, era 11 noaptea și nu au ajuns acasă. Și mă întrebam, Doamne, nu vreau să intru în panică, nu vreau să mă îngrijorez, am aprins știrile și auzeam că toate trenurile și tot pe raza Münchenului este închis din cauza, iarăși, unor suspiciuni de bombă și de atentate. Și am fost pusă și eu ca mamă, mi-a fost pusă credința la încercare și am zis, Doamne, copiii aceștia până la urmă nu sunt ai mei, sunt ai Tăi. Mi-ai dat pentru vreme. Noi ne rugăm
Vie împărăția ta și facă-se voia ta. Doamne, dacă împărăția ta vrea să vină pentru ei acum și să-i duce acasă, m-aș împotrivi eu? Sigur, cu mintea aș spune da. Duhul îmi spune să-i las în mâna ta. Oricum sunt ai tăi, pot eu să-i îngrijesc? Pot eu să-i păzesc? Nu pot să-i păzesc. Pot doar să mă rog pentru ei și pot doar să cred că tu alegi în dreptul lor și lucrez cu ei cum e cel mai bine. Decid să accept voia ta. Sigur, au ajuns până la urmă acasă, așa cum știam, auzisem deja, a fost o alarmă. Nici până ziua de astăzi nu știu dacă a fost o alarmă falsă sau adevărată. Nemții protejează foarte mult populația, nu dă detalii, doar atât cât să-i liniștească și minimalizează aproape tot ce este negativ și găsesc de bine lucrul acesta. Au ajuns acasă și încă o dată împreună, ca și familie, ne-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului că suntem împreună și că Dumnezeu ne-a păzit. Dar încă o dată am spus, copii, avem oportunitatea ca să misionăm, avem oportunitatea să gândim altfel decât ceilalți. Credeți că Dumnezeu a scăpat de sub control lucrurile acestea care se întâmplă? Nu le-a scăpat de sub control. Noi ne dorim ca lumea musulmană să-L cunoască pe Hristos. Iată o oportunitate imensă, Rodica, ca oamenii aceștia să vadă altceva. Și cum dacă nu prin noi, cel care îl cunoaștem pe Hristos? Mi-a părut așa de bine că după aceste episoade, într-o zi mergând la școală, din nou pe tren, copiii noștri împreună cu încă o prietenă de-a lor mergeau la facultate, erau pe tren și erau veseli și vorbeau și erau așa bine dispuși, vorbeau lucruri de ale tinerilor frumoase, dar așa cu o bucurie și cu o pace. Lângă ei s-a așezat un domn de origine arabă și la un moment dat, după un anumit timp, îl întreabă pe băiatul nostru în engleză: auzi, spune-mi, de unde ai tu bucuria asta în tine? Eu așa o bucurie cum o văd pe chipul tău și o văd între voi, nu prea mi s-a dat să văd. Și atunci băiatul nostru a spus: uite, bucuria mea vine din interior. Bucuria mea o dă ceva care nu e palpabil neapărat și nu e ceva de aici, de pe pământ. E Dumnezeu. N-are un motiv anume. Pragmatic. Ci vine dinăuntru meu și vine din Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu și l-am primit pe Dumnezeu, pe Iisus, în inima mea și El mă face să fiu bucuros și mă face să am probabil pacea asta pe care tu o vezi pe fața mea. Și acel om spune: știi ceva? Asta am văzut-o și eu. Uite, mă numesc John, dar este pseudonimul meu care îl am aici în Germania. Nu-ți spun de unde sunt, nu-ți spun cine sunt, dar vreau să spun că îl caut și eu pe Hristos. Și l-am văzut în voi. Îți dai seama, pentru copiii noștri a fost așa o bucurie și așa o confirmare că nu sunt la voia întâmplării. Frica și teama pe care mai ales Jessica o avea până atunci a început să se diminueze și să-și dea seama ce important e să fii copil al lui Dumnezeu. Vreau să spun că acel om era de origine arabă musulmană și îl căuta cosete pe Dumnezeu și zice: nu pot să vă dau detalii prea multe despre mine, dar vreau să vă spun că îl caut și eu pe Dumnezeu ăsta al vostru. Mi-am dat seama că religia noastră nu ne oferă acea pace. Mi-am dat seama ce se întâmplă prin religia noastră, câte catastrofe. Și vreau să-l caut pe Dumnezeu ăsta care-l aveți voi,
să văd, e altfel decât al nostru și deja simt că ceva se întâmplă cu mine. Au intrat în discuții, sigur, și acel drum a fost o binecuvântare pentru copiii noștri în sensul că au putut să-L propovăduiască pe Hristos așa cum au putut, în engleză, acelui om. Acel om le-a spus unde lucrează și să-L caute. Vreau să spun că L-am cunoscut și eu. Atunci când m-am dus să-L cunosc, mi-au spus copiii, m-au atenționat, El nu dorește să afle cineva că îl caută pe Dumnezeu pentru că este în pericol de moarte în momentul de față. În contextul în care El este și acolo unde El trăiește, L-ar omorâ dacă ar ști că îl caută pe Dumnezeu. De aceea trebuie să avem grijă cum ne comportăm cu El. Și, într-adevăr, atunci când ne-am dus la El, ca să-L binecuvântăm, doar atât ne-am gândit cu Jessica împreună, să mergem și să-L binecuvântăm și să rostim numele Domnului peste El și trecând prin El, în gândul nostru, să rostim o rugăciune și de față cu El. Și așa am fost de șocată să văd alți bărbați arabi lângă El și privirea Lui cum ne vorbea să stăm deoparte. Nu știam cum îl cheamă, noi știam că îl cheamă John, dar nu îl chema așa. El și-a dat numele acesta. Și ne-am rugat pentru el și bucuria noastră mare era în acel centru unde lucra el, afară, în stradă, erau niște creștini care îl proclamau pe Hristos cu steaguri și cu benere și se traducea în arabă. Am zis, Doamne, nu pot să cred. Ce minuni faci Tu aici? Și ne-ai pus pe noi să fim fără teamă și să acceptăm lucrurile acestea ca venind de la Tine. Să nu ne panicăm, să nu ne umplem de frică, ci să folosim acest timp, acest context și vremurile în care trăim pentru a Te propovădui pe Tine și pentru a se vedea chipul Tău în noi. Am avut o lecție foarte mare și eu, Rodica, ca femeie adultă. Și am știut că Iisus umblă printre oameni, prin noi, dacă lăsăm să locuiască cu adevărat în noi. Cred că niciodată nu am experimentat lucrul acesta așa de profund ca și atunci. Pur și simplu simțeam pe Iisus că umblă printre oameni, că îi mângâie cu privirea fără să spună niciun cuvânt, că îi binecuvintează și că îi cheamă la El. Copiii au conștientizat lucrul acesta. Mamă, Hristos cu adevărat poate să meargă printre oamenii aceștia, să-i atingă fără vorbe, doar prin prezența noastră acolo. Și spun lucrurile acestea ca o încurajare pentru cei care poate nu înțeleg vremurile acestea, de ce e așa cum este. Eu sunt convinsă că Dumnezeu le are în control și că toate aceste lucruri se întâmplă pentru că Dumnezeu așa vrea să se întâmple. Și pentru slava împărăției Lui. Și pentru slava împărăției Lui. Și mă bucur că ai rostit un cuvânt care se coincide cu sloganul nostru a unui grup destul de mare de femei din România, femei cu care eu lucrez la Târgu Mureș și în alte orașe, fără teamă, să fim fără teamă. Asta ne-am propus și o serie de emisiuni pe care le-am avut. Am avut invitat chiar și pe fratele Iosif Țon și ne-a explicat cum vede dânsul vremurile și totul e perspectiva unei oportunități de lărgire a împărăției lui Dumnezeu și un optimism extraordinar. M-am bucurat că ai putut să împărtășești lucrurile astea care m-am gândit la multe să te întreb, dar poate astea chiar pe moment au venit și cred că vor fi o încurajare pentru cei care sunt în acea zonă unde populația musulmană este prezentă și să-și vadă rolul lor de ambasadori acolo unde i-a pus Dumnezeu. Dar
pentru că mai avem puține minute până la ne vom despărți în cadrul acestei ediții de telespectatori, aș vrea să te mai întreb încă de un risc care e prezent în diaspora, riscul acela al superprotecției copiilor și știm cazul familiilor care au fost deposedate de copii. Cum simțiți voi și cum vă raportați la vremurile prezente din acest punct de vedere? Da, o mare provocare, Rodica, și pentru mine, având doi copii mici, mi-am pus o serie de întrebări. Și să știi că a venit un moment de teamă peste mine, că vorbim de această temă a temerii. Da, legile sunt cam aceleași. Cred că te referi la familia Bodnariu și da, nu numai. Și la Norvegia. Și la Norvegia. Au fost deja și în Anglia familii cu 8 copii care au fost deposedate de copii și, mă rog, cazul Bodnariu este cel mai cunoscut. Mediatizat, care... da. Sunt. Da. Legile sau baza de legi e cam aceea și în Germania. Jugendamtul, așa se numește, cei de la protecția copilului de acolo, au cam aceeași putere. Ca și în Germania, dar ca și în Norvegia sau în celelalte țări, dar poate că nu sunt așa de doritori să aplice. Da, sau poate că așa de puternic să dezbine familia. Acum, sigur, am auzit atâtea vești și mass media e plină cu lucruri pro și contra, cu motivele de ce ei procedează cum procedează. Vreau să spun că într-adevăr e o lume fără Dumnezeu, în care valorile familiare sunt foarte diminuate. Nu se mai pune preț sub sloganul că vor binele copilului, de fapt se simte și se vede prin tot ce se face, mass media și prin tot ce există acolo, o diminuare a familiei, o atenuare a valorilor creștine. Da, am simțit din plin ceea ce s-a întâmplat cu familia Bodnariu și ne-am pus și noi un set de întrebări, mai ales noi mamele cu copilași mai mici. Chiar eu personal, cum îți spuneam, am avut un moment de teamă. Unul dintre copiii noștri mici sunt extrem de creativi amândoi, dar unul e în mod deosebit foarte creativ și are momente că fabulează. Și chiar m-am gândit, dacă și-ar da drumul la fabulația ei sau cum gândește anumite lucruri, ar putea să iasă cine știe ce în defavoarea noastră ca părinți. Ne iubim copiii și le dorim tot binele din lume și ne străduim să-i creștem cât putem mai bine, punându-L pe Hristos în viața noastră și în viața lor. Dar să știi că toate aceste lucruri nu sunt decât un beneficiu pentru noi copiii lui Dumnezeu. Am învățat multe din această situație. Am învățat din nou cum să ne încredem în Dumnezeu. Am învățat cât de prețioși sunt copiii noștri. Am învățat cum să abordăm situațiile noi care apar în viața noastră. Și o mare, mare încurajare pentru noi a fost să vedem creștinii români de pretutindeni cât sunt de uniți. Am văzut ce forță mare suntem. Am văzut că puterile întunericului nu ne pot pune nicio opreliște în a-L proclama pe Hristos și nu ne pot închide gura, dacă pot să spun așa. Din contră, Hristos, eu cred că a strălucit mai puternic, sigur, prin sacrificiul acestor familii pentru care ne rugăm. Ne rugăm și pe care îi susținem cu toată inima. Am încercat să ne transpunem în situația lor și e foarte greu, mai ales noi mamele care avem copii, ce greu trebuie să fie. Și am mulțumit lui Dumnezeu că putem totuși să fim alături de ei în rugăciune, în post și să știi, Rodica, trebuie să o spun ca o bucurie. Atâtea familii s-au pus în post și în rugăciune zile în șir și săptămâni.
rugăciuni și posturi care nu le știe nimeni, doar Dumnezeu. Am văzut ce forță suntem ca și familia lui Hristos. Da, ne-am revizuit felul de cum ne comportăm cu copiii, mai ales noi românii și poate mai mult creștinii. Am învățat cum să umblăm, cum să gândim metode noi de a disciplina copiii fără a intra în vreun conflict cu legile de acolo. Și a fost, eu zic, un efort benefic pentru noi, pentru că ne-am maturizat, zic eu, mai mult și ne-am pus în gardă mai bine pentru vremurile care le trăim. Toate lucrurile, Rodica, lucrează împreună spre binele nostru, al copiilor Domnului. Și noi luăm și lucrurile acestea, chiar dacă ne dor, chiar dacă plângem, chiar dacă nu ne plac, le luăm ca venind de la Domnul. Și ne bucurăm că Dumnezeu ne dă posibilitatea să învățăm cum să lucrăm cu ele și cum să le abordăm împreună cu El. Mulțumim, Mary, și cu gândul acesta atât de adânc aș vrea să încheiem, luându-ne rămas bun de la telespectatorii noștri, dar nu înainte de a le promite cu acordul tău că vom reveni cel puțin la încă o ediție în care să te avem ca invitată, o ediție în cadrul căreia să tratăm aspectele legate de cum să fim femei fără teamă, pentru că am văzut că reiese, sunt sclipiri din mesajul tău, din trăirile tale în această direcție și aș vrea să mai ai ocazia să le împărtășești mai pe larg. Mulțumesc, Rodica, mulțumesc vouă celor care ne-ați ascultat și să facă Dumnezeu ca acolo unde El vede că e nevoie de încurajări, El să vă încurajeze și prin experiența mea. Mulțumesc! Să fii binecuvântată, Mary, dragi prieteni, ne luăm rămas bun, ne revedem peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Dar până atunci, nu uitați să fiți femei și bărbați, fără teamă, știind că Dumnezeu ne-a pus pe fiecare acolo unde ne-a pus, ca ambasadori și reprezentanți ai Lui. Și avem eroii credinței în Sfânta Scriptură și vedem că ei au rămas în picioare, chiar și în groapa cu lei, chiar și în mijlocul focului, chiar și martiri sfârșind, tot în glorie au sfârșit. Și noi suntem urmașii Domnului Iisus și urmașii acestor eroi. De aceea n-avem niciun motiv să ne temem. Să ne vedem cu bine pe data viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.